Acești doi tineri din capitală care apar în imagini sunt căutați de poliție, suspectați că ar fi tamponat cu bicicletele o femeie de 42 de ani chiar pe trotuar. Totul s-ar fi întâmplat acum mai bine de o lună. Victima s-a ales atunci cu fracturi și a alertat poliția. Cei care dețin informații despre cei doi suspecți sunt rugați să sune la numărul unic 112.